Cel care trebuia să-l înlocuiască pe fostul director Gheorghe Budrale la Direcția Agricolă Sibiu a refuzat postul, acum aflându-se în concediu medical. Prefectul urmează să nominalizeze o persoană pentru un interimat de 4 luni. La nivel central s-a decis ca majoritatea directorilor din țară să fie detașați. Așa s-a întâmplat și în cazul Sibiului. Motivele oficiale însă nu au fost făcute publice. Nu am un punct de vedere oficial de ce am fost detașat, de bun sau de rău, de eficient sau de ineficient. Știu neoficial că s-a spus că pe unii au mutat de bune, pe unii au mutat de rău. Nu știu care să ia buni și nu știu care să ia răi. Toată această situație îi nemulțumește pe directorii mutați în alte județe. Cel de la Brăila, care trebuia să ocupe postul din Sibiu, se pare că l-a refuzat. Fostul director Gheorghe Budrală nu este nici el prea mulțumit de această stare de fapt, ci spune că prefera să fie demis decât mutat. Ne puteți spune dacă ați fi preferat să fiți înlocuit de altcineva la Sibiu, în loc să fiți detașat? Da, sigur că da, bineînțeles. Adică dacă era principial și dacă era corect, sigur că da. Cum? Pentru că nu țin neapărat la funcția asta și nu sunt bătut eu în cuie și nu sunt de nelocuit. Cel mai probabil, în zilele următoare, prefectul va numi o persoană pe postul de director al Direcției Agricole Sibiu pentru o perioadă de 4 luni.